Președintele României, Claus Iohannis, a fost primit în vizită la Institutul Oncologic din Cluj cu pregătiri ce amintesc de epoca Ceaușescu. Deputatul USR, Manuel Ungureanu, a filmat o parte dintre aceste acțiuni și a postat imaginile pe Facebook. Pentru că vine președintele, totul se curăță cu foarte mare atenție. Sigur că infirmiera e cu același echipament cu care merge după aia la bolnavi, Obiceiurile astea comuniste sunt atât de înrădăcinate, popsit copacul Emanuel Ungureanu a mai criticat și faptul că angajații Institutului Oncologic au fost obligați să poarte anumită ținută. Cei care doriți să-l vedeți, cunoașteți, sunteți bineveniți. Chiar dacă nu vreți să-l cunoașteți, dacă sunteți în institut în jurul orei respective, vă rugăm să aveți un comportament și un echipament halat, papuci, corespunzător. S-a arătat în memoul trimis de institut tuturor angajaților, a informat deputatul USR Emanuel Ungureanu. Deputatul Clujane a transmis președintelui că ar trebui să solicite guvernului PSD să facă mai mult pentru domeniul sanitar. Președintele a intrat în liniște în institutul oncologic și a plecat. La fel, nu s-a afișat în fața presei cu persoanele controversate de la vârful acestei instituții, ceea ce este un semnal pozitiv. În rest, așa cum a mai spus, Claus Iohannis este nesfătuit sau prosfătuit de consilierii săi. În contextul dezastrului din sănătate, ar trebui să viziteze săptămânal un spital mizer și să facă presiune asupra guvernului PSD pentru a investi serios în acest domeniu vital, a mai declarat Emanuel Ungureanu pe Facebook. Claus Iohannis a vizitat în weekend Institutul Oncologic Profesor Dr. Ioan Chiricuță din Cluj-Napoca. Institutul de Oncologie este un spital care face performanță și este un model de bună practică în domeniul medical a transmis președinția României.